La sfârșitul săptămânii trecute, Serviciul Județean de Ambulanță Iași a fost supra-solicitat din cauza numărului mare de accidente rutiere. Cele mai multe victime au fost minori care nu au respectat reguli de circulație. Aceștia au fost internați la Spitalul Sfântul Spiridon cu multiple fracturi, urmând ca în perioada următoare să fie supuși unor intervenții chirurgicale. Cel mai grav caz a fost cel al unui bărbat de vârstă tânără, 35 de ani, de la Roman, transferat în stare gravă, politraumatism, cu leziuni craniocerebrale, torace, abdomen, în Spitalul Sfântul Spiridon. Leziunile cu risc vital au fost multiple, chiar dacă efortul echipei, atât din urgență cât și din chirurgie și ortopedie, a fost susținut. Din păcate, evoluția acestui caz a fost nefavorabilă.